Iubiți credincioși, bine ne-am regăsit în acest format. Ne întâlnim în biserica aceasta din anul 2014 și aceasta este cea de-a 29-a conferință sau prelegere pe care Părintele Diacon o să o țină în biserica aceasta, 2014 fiind anul în care biserica a fost restaurată și a fost redată comunității. Așadar, aceasta este cea de-a 29-a prelegere și dacă până acum am avut diferite teme pe care le-am ascultat și apoi am încercat să le deslușim, începând cu cele 10 porunci și apoi diferite teme care țin de viața noastră creștină și de provocările pe care noi le avem ca și creștini într-o lume postmodernă. Astăzi, Părintele Diacon ne propune din titlu cel puțin, ar rezulta o mică lecție de matematică. Tema așadar propusă este stupoare la cub. Cubul fiind, nu e la pătrat, e la cub. Stupoarea este acea stare probabil care are legătură cu uimirea și uimirea este o caracteristică, din câte am înțeles eu, necesară pentru creșterea noastră spirituală. O să ne explice probabil care sunt cele trei uimiri despre care se face vorbire în acest titlu, pentru că stupoarea la cub înseamnă de fapt trei uimire. Și toate acestea în lumina nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, prea multe nu știu nici eu, ca să vă spun despre ce va vorbi Părintele Diacon și ca să nu mai lungim, pentru că am decalat cu un sfert de oră începutul, am zis să ne încadrăm măcar în sfertul academic. Eu zic să-i dau cuvântul Părintelui Diacon și după calapodul pe care noi îl avem în deopște, o oră cam durează prelegerea, apoi dacă sunt întrebări, intervenții, ca să lămurească unele părți sau teme din prelegerea pe care o ascultăm. Bună seara, mulțumim foarte mult pentru prezență. Intrăm direct în temă. O temă provocatoare, frumoasă. Nu știu dacă voi reuși eu să vă însuflețesc să călătorim împreună pe meleagurile acestor înțelesuri, dar mă străduiesc cu tot ce pot și cu tot ce am reușit să pregătesc să vă provoc la această reflecție. Stupoare la cub ar fi exact așa cum a spus Părintele Narcis Constantin, de trei ori uimire, dar nu uimire ori trei, ci uimiri care se înmulțesc între ele și exponențiale fiind, cresc foarte mult presiunea pe care ar trebui să o resimțim noi în condiția noastră de oameni și vom vedea în partea a doua, către finalul prezentării, de ce este necesar să luăm în discuție în ce măsură ne uimim noi de viața pe care o trăim și ce impact are această uimire asupra calității vieții noastre. Se întâlnesc aici cumva toate științele și mai ales avem parte de întâlnirea dintre știință și spiritualitate sau întâlnirea dintre cunoașterea lumii prin intermediul cercetării științifice și experiența vieții religioase. Sunt două mari întrebări, de fapt. De ce ar merita să ne uimim și ce merită, de fapt, uimirea? Care sunt acele realități care ar merita să primească din partea noastră ca răspuns uimirea? Firesc ar fi să începem cu prima întrebare, dar vom încheia cu această întrebare. Mai întâi ne vom opri asupra motivelor pentru care ar merita să ne uimim.
Doar atât mai spun pentru introducere că viața pe care noi o trăim reprezintă o condiție nepotrivită pentru uimire și fiecare dintre dumneavoastră cred că resimte acest lucru. Noi nu avem dispoziție pentru uimire, suntem capabili de uimire, dar numai în situațiile excepționale. Nu suntem capabili de uimire în împrejurările concrete ale vieții, deși împrejurările concrete ale vieții ar avea suficiente date pentru a ne uimi. Problema este dacă noi avem această sensibilitate, avem această capacitate de a recepta lucrurile. Și de regulă nu avem această capacitate. Și aici e un subiect de reflecție. De ce suntem incapabili de uimire? Sau suntem atât de greu de urnit în experiența uimirii? Și un răspuns rapid ar fi graba. Cercetările care țin de sfera științelor psihologiei și ale neuroștiințelor ne spun că graba ne scoate din dispoziția de a ne uimi. Graba ne face superficial. Uimirea are nevoie de o așezare sufletească. Și există mai multe forme de grabă pe care noi le trăim, dar nu le conștientizăm. Există graba în plan fizic, ne grăbim făcând gesturi rapide cu trupul nostru, sub presiunea unor evenimente sau a unor obligații. Există o grabă în plan emoțional, resimțită ca presiunea evenimentelor și intensitatea emoțiilor care vin odată cu aceste evenimente, care au valențe mari din punct de vedere emoțional, ne bucură sau ne îngrijorează și de aici o anumită intensitate și un anumit ritm în planul nostru emoțional și există și o grabă în plan cognitiv atunci când trebuie să oferim soluții rapide pentru probleme stringente. Și dacă ne vizitează toate aceste forme de grabă, posibilitatea de a ne uimi este redusă pentru că nu avem acea așezare sufletească. Uimirea însemnând, între altele, și înmărmurire, adică o stare de nemișcare, de stupoare, cum e și titlul întâlnirii. Și de aici o anumită înstrăinare a noastră de această experiență. Și este extraordinar că experiența aceasta a fost investigată începând cu anul 2010-2015, au apărut primele studii care vorbesc despre impactul uimirii asupra sănătății noastre cognitive, cerebrale, emoționale și spirituale. O persoană care nu se uimește este o persoană cu afecțiuni spirituale și emoționale. Incapacitatea de a ne uimi reprezintă, de fapt, un deficit. Nu este o stare de dorit, dezirabilă. Vom reveni asupra acestui lucru în ultima parte. De ce ar merita să ne uimim? Care sunt motivele pentru care ar merita să ne uimim? Ei bine, sunt cel puțin trei motive care ar trebui să exercite o presiune insuportabilă asupra ființei noastre în materie de uimire. Atât de mari ar trebui să fie aceste uimiri de pe urma acestor fapte sau evenimente, încât ar trebui noi înșine să resimțim dificultatea de a ne angaja în viața socială, în responsabilitățile profesionale, în celelalte lucruri care țin de cotidian. Uimirile acestea produse de lucrurile despre care vom vorbi, având de fapt în ele însele puterea de a ne disloca din viața obișnuită și de a ne arunca într-o stare de contemplație
de bucurie copleșitoare care să ne scoată din funcție, să ne scoată din funcția socială, să ne scoată din rolurile obișnuite, să ne facă disfuncționali. Și dacă s-ar întâmpla acest lucru, nu am fi departe de postura contemplativă pe care o regăsim în toate marile spiritualități și în special în spiritualitatea creștină. Așadar, care ar fi cele trei motive care ne-ar împinge spre uimire și care se și conjugă între ele, amplificându-se exponențial, înmulțindu-se fiecare cu cealaltă? Primul motiv de uimire este însăși creația. Și astăzi trăim într-o societate care ne pune la dispoziție rezultate și descoperiri științifice care sunt absolut năucitoare cu privire la lumea pe care noi o avem la dispoziție. Și am extras câteva fragmente absolut neînsemnate din acest univers copleșitor de date și de rezultate despre lumea în care trăim, pentru a vedea cât de cutremurător este acest univers care ne stă la dispoziție, ca imediat după aceea să ne gândim de câte ori ne stă mintea în loc, de câte ori rămânem șocați sau nemișcați la întâlnirea cu această lume, pentru că noi o vedem și o avem în simțuri în fiecare zi. Dar nu ne uimim decât foarte rar în legătură cu ea. Despre microcosmos s-ar putea spune câte ceva. De asemenea, despre lumea vie s-ar putea spune câte ceva și despre macrocosmos s-ar putea spune câte ceva, pentru a ilustra doar câteva aspecte cu privire la acest prim punct, această primă temă a uimirii noastre. Puțin dintre noi stau cu mintea în diversitatea lumii viețuitoarelor minuscule, în lumea insectelor, spre exemplu. Foarte rar stăm să ne gândim la acest univers care forfotește de viață. Specialiștii ne spun că sunt peste 1,5 milioane de specii diferite de insecte, având proprietăți sau caracteristici extraordinare. Am extras de aici, din câteva articole, câteva exemple ca să ne ajutăm mintea să se urce un pic într-o altă postură contemplativă pentru a intui despre ce lume este vorba. Doar furnicile sunt peste 8.000 de specii diferite. Lumea insectelor este de o bogăție extraordinară. Cei care cataloguează speciile spun că aproape 8.000 sunt toate speciile de păsări din lumea vie. În lumea insectelor avem doar furnicile, într-o diversitate comparabilă cu toate speciile de păsări existente. Furnicile sunt foarte multe în lume. De fapt, dacă ar fi să ne gândim la numărul de exemplare, am putea să spunem că pământul este mai degrabă al lor decât al nostru. Numeric, ele ne depășesc cu mult, sunt aproape 1,5 milioane de furnici pentru fiecare om de pe pământ. Albinele au o biomecanică ieșită din comun. Analiza biofizică a mișcărilor lor ne scoate în evidență că mecanica lor este extraordinar de fină. Ele bat din aripioare de peste 10.000 de ori pe minut. Au aproape 200 de bătăi pe secundă. Și mecanismul acesta funcționează extraordinar pentru că albina muncește foarte mult. Ea nu trăiește decât câteva zeci de zile, dar muncește foarte mult.
într-o zi călătorește în medie 90 de kilometri prin aer ca să poată să strângă polenul și să-l aducă la stup. 60 de mile, ne spun estimările. Și în acest zbor bate din aripi de 11.000 de ori pe minut. Imaginați-vă mecanismul acesta care funcționează la acești parametri, fără o uzură semnificativă. Lăcustele pe care le vedem în jurul nostru ne spun biologii că sunt mai vechi ca prezențe în rândul organismelor vii decât dinozaurii. Această specie are o durabilitate în timp formidabilă și s-a perpetuat de-a lungul timpului în ciuda variațiilor climatice foarte mari și a modificărilor spectaculoase prin care a trecut Pământul. Și în fine, gândacul de bălegar, este un gândac pe care noi îl cunoaștem pentru că există și în arealul românesc, are niște caracteristici de biofizică ieșite din comun, el este capabil să tracteze de 1100 de ori greutatea lui. Imaginați-vă o persoană de 80 de kilograme, înmulțiți 80 de kilograme cu 1100 și vedeți cam cât ar trebui să care o persoană ca să se poată compara cu acest gândac. Forța lui fizică este impresionantă. Doar atât din lumea vie. Noi, în general, avem tendința să depreciem lumea vie pentru că avem senzația că nu este caracterizată de inteligență și e o altă temă de reflecție, cum anume creștinii ar trebui să fie cei mai ecologiști dintre toți cei care trăiesc o viață spirituală. Pentru că spiritualitatea creștină vorbește despre cum anume Duhul Sfânt este în orice făptură, deci în orice insectă, deci în orice lucru viu din lumea aceasta. Dar este o altă temă aceasta. În general, depreciem lumea vie pentru că ne considerăm pe noi înșine mai inteligenți și mai buni. Așa suntem. Suntem după chipul lui Dumnezeu făcuți. Și aceasta este și reprezentarea științifică despre om. Suntem caracterizați de conștiință, nu găsim conștiință în lumea animală. Dar lumea animală este plină de inteligență. Și acest al doilea capitol din primul punct, prima temă de uimire, face referire la lumea vie, la speciile mai dezvoltate. Cercetări recente, începând cu 2010, ne arată că unele specii, cum sunt peștii, de exemplu, sau puii care sunt proaspăt eclozați, sau albinele, în cazul insectelor, au capacitatea să calculeze adunând și scăzând cu un element. Cercetătorii au reușit să pună la punct experimente care au dovedit faptul că albinele sau peștii sau puii eclozați știu să facă calcule algebrice adunând și scăzând. Ca să vorbim un pic în detaliu, pentru că cineva ar putea să spună nu e în regulă, e o exagerare, cum s-au desfășurat cercetările? Toate trei au mers, deși sunt distanțe de aproape 10 ani între ele, au mers la modelul experimental după același calapod, după același tipar. Imaginați-vă un traseu în formă de Y, un culoar comun și la capăt o bifurcație. Să spunem că la un capăt au intrat peștii, acest culoar este scufundat în apă. La intrarea în brațul de bază al literei Y au intrat peștii și în bifurcație ei au indicatoare ca și cum ar fi un traseu rutier.
și trebuie să aleagă între brațul stâng și brațul drept. Operația de adunare sau de scădere intervine chiar aici. Peștii sunt învățați să înțeleagă că atunci când văd culoarea galbenă, ei trebuie să scadă și atunci când văd culoarea albastră, trebuie să adune. Să adune sau să scadă cu un element. Și când intră în primul braț al literei Y, văd patru pătrate albastre, deci trebuie să adune, și când ajung la bifurcație, văd varianta 5 pătrate albastre sau 3 pătrate albastre. Dacă aleg 3 pătrate albastre, vor ieși din litera Y fără să primească nimic. Dacă vor alege 5 pătrate albastre, deci vor face adunarea corect, vor ieși pe celălalt braț, pentru că au două indicatoare distincte, și vor primi hrană. Dacă la intrarea în culoarul Y au 3 pătrate galbene, asta înseamnă că ei trebuie să scadă și când ajung la bifurcația lui Y, într-o parte văd 2 pătrate galbene și într-o parte văd 4 pătrate galbene și dacă știu să scadă cu adevărat, vor alege varianta cu 2 pătrate galbene. Când aleg corect, ei sunt recompensați. Când aleg greșit, nu sunt recompensați. Pentru a evita ideea că pot să facă un automatism din acest lucru, cercetătorii au schimbat de mai multe ori ruta corectă. Odată era corect spre dreapta, odată era corect spre stânga, varianta cu operația corectă. Odată au făcut adunare și scădere plecând de la 3 și ajungând la 4 sau la 2, și ca să nu se creeze un fel de arc reflex sau informația să fie viciată de faptul că de fiecare dată se face adunarea sau scăderea plecând de la același număr, au aplicat același raționament pentru 6 pătrate, pentru 5 pătrate, pentru 3 pătrate. Și de fiecare dată, peștii, după 6-7 încercări, când și-au dat seama ce înseamnă galben și ce înseamnă albastru, au început să facă corect adunările și scăderile. La fel s-a întâmplat și cu albinele, la fel se întâmplă și cu puii eclozați de curând din ou. Asta ne sugerează, de studiile sunt publicate în 2009, în 2019, cel care privește albinele în Science Advances și în 2022 în Scientific Reports, este studiul legat de pești. Despre pești se știa că sunt cu capacități cognitive neașteptat de mari, pentru că își recunosc stăpânul atunci când cineva intră în cameră și este îmbrăcat în hainele proprietarului de acvariu, peștii nu vin repede către marginea bazinului sau către marginea acvariului pentru că se așteaptă să primească hrană. Chiar dacă cineva intră cu aceeași vestimentație și are aceeași înălțime și are aceeași culoare a părului, peștii stau un pic în vecinătatea acelui perete și după aceea se îndepărtează pentru că știu că nu este persoana care să le dea hrană. Lucrurile acestea ne arată de fapt că avem în preajma noastră un univers al lumii vii extraordinar. Și în fine, a treia componentă a acestui prim punct de uimire este macrocosmosul, cu care avem un contact direct, este bolda cerească. Cerul este intrarea într-un univers care este de dimensiuni absolut copleșitoare. Numai în acest loc, dacă am sta cu mintea, am fi uimiți până la șoc de dimensiunile lumii în care trăim. Brian Cox, un autor care are doctoratul în fizică și care este foarte cunoscut pe micile ecrane pentru că este unul din mari comentatori și prezentatori, vulgarizatori ai științei, a fost întrebat la un moment dat într-un interviu care este cel mai șocant lucru la întâlnirea omului cu Universul și a spus de departe și fără rezerve dimensiunile,
dimensiunile sunt extraordinare. Și m-am gândit pentru a încheia acest prim punct să vă ajut, să ne ajutăm mintea să se ridice undeva pe un vârf mai înalt ca să înțelegem un pic mai mult cât de mare este acest univers. Și am plecat la drum cu Voyager. Voyager 1 este un obiect cosmic construit de om, da? Un fel de stație care a fost lansată în cosmos în 1977. Și misiunea ei era să navigheze și să cunoască elementele de decor care țin de sistemul solar. Și a tot călătorit și ajutându-se de gravitația planetelor a fost aruncată din ce în ce mai departe prin așa numita praștie gravitațională, încât acum ea se deplasează, această sondă se deplasează cu aproape 60.000 de kilometri pe oră. A ajuns foarte departe de Pământ. 25 de miliarde de kilometri, însemnând, ca să înțelegem, că de la dânsa până la Soare, distanța e de 22 de ore lumină. Asta înseamnă că dacă cineva de pe Pământ transmite un semnal către sonda Voyager, ajunge acest semnal cu viteza luminii după 22 de ore. Și după aceea se întoarce înapoi ca răspuns tot după 22 de ore. Aproape o zi lumină ar fi. Distanța de la Pământ la Soare este de 8 minute lumină. Lumina face 8 minute de la Pământ la Soare. De la Pământ la Lună este o secundă cam. Distanța e cam 300.000 de kilometri. Deci, ce vreau să spun cu asta? Din 1977, 87, 97, 2007, 2017, 2027. Aproape 50 de ani a mers această sondă ca să ajungă la distanța de 24-25 de miliarde de kilometri. 50 de ani au trebuit. 22 de ore lumină. Cât ar fi necesar să așteptăm ca această sondă să ajungă la prima stea? Prima stea fiind la 4 ani lumină, este Alpha Centauri. Cam 50.000 de ani ar trebui să așteptăm ca să ajungă la prima stea. Dacă ar merge cu 60.000 de kilometri pe oră, cineva a făcut un alt calcul și a imaginat că plecăm spre Alpha Centauri cu Discovery. Naveta spațială Discovery a atins cam 28.000 de kilometri pe oră, 30.000 de kilometri pe oră. Dacă mergem cu naveta spațială Discovery spre Alpha Centauri, prima stea, cea mai apropiată stea de Soare, ajungem peste 149.000 de ani, 148.000 de ani. Atât de departe este cea mai apropiată stea. Și dacă vrem să ajungem la marginea galaxiei sau în centrul galaxiei noastre, deja nu mai putem calcula ani așa, dar ne ajută distanța în ani lumină. Dacă până la Voyager avem 22 de ore lumină, până în centrul galaxiei sunt cam 35.000 de ani lumină, 40.000 de ani lumină sunt până în centrul galaxiei. Cea mai apropiată galaxie de Calea Lactee este undeva la 70.000 de ani lumină. Și noi după 50 de ani am ajuns la 22 de ore lumină. Ne mai trebuie un pic să ajungem la o zi lumină, încă de 365 de ori mai mult ca să ajungem la un an lumină și încă de 70.000 de ori mai mult ca să ajungem la cea mai apropiată galaxie. Acum, universul vizibil, ne spun cercetările, are 46 de miliarde de ani lumină în rază. De la Pământ, la marginea universului, sunt 46 de miliarde de ani lumină. Universul vizibil este aproximat ca fiind o sferă în diametru de 92 de miliarde de ani lumină. Indiferent cât de mic faceți Pământul, în reprezentările imaginare,
Nu putem imagina ceva care să cuprindă pământul, indiferent cât de mic îl facem, ca să ne putem imagina cât de mare este universul. Dacă facem universul suficient de mic ca să-l putem reprezenta, pământul devine complet invizibil. Dacă facem universul minim vizibil, adică o înțepătură de compas în masă, ca să putem vedea acest pământ la scară, universul care are 92 de miliarde de ani lumină în diametru este mult prea mare ca să ne putem reprezenta, el depășește dimensiunile galaxiei noastre. Cam atât de mare este acest univers. Și lucrul acesta ar trebui într-un fel să taie respirație, pentru că sunt cifre cu care noi nu putem negocia. Noi, în general, ca oameni, putem micșora unele lucruri. Cineva poate să vină să ne spună că un sportiv este extraordinar și noi să spunem, nu sunt pasionat de acel sport. Cineva să spună că un alt autor este celebru pentru că a scris unele opere extraordinare și noi să spunem, nu suntem de acord cu această evaluare pentru că am citit un roman și nu-mi place stilul acelui autor. De data aceasta avem lucruri cu care nu se poate negocia. Universul în care trăim este absolut copleșitor. Lumea vie este copleșitoare. Universul insectelor este copleșitor. Propriul nostru corp este copleșitor. Peste tot unde privim sunt lucruri care taie respirația. Ca să închei cu acest subiect, gândiți-vă că avem în creierul nostru aproape 80 de miliarde de neuroni, care sunt foarte mici. Noi nu reușim să-i vedem cu ochiul liber, evident, sunt foarte mici. Conexiunile dintre neuroni sunt multiplicate foarte mult. Avem sute de miliarde de conexiuni, până la 500 de mii de miliarde de conexiuni avem în cap, după ce ele se simplifică într-o perioadă a copilăriei, prin acel proces care se numește pruning. Dar un singur neuron are până la 1 milion de ferestre de sodiu-potasiu. Aceste ferestre de sodiu-potasiu sunt, de fapt, cele care îi dau posibilitatea celulei nervoase să schimbe energie și informație cu mediul înconjurător. Cum este alcătuită această celulă? Ca ea, în trupul ei firav și mărunt, să poată purta atât de multe ferestre de deschidere foarte mică, care să-i permită ei schimbul acesta de informație cu mediul înconjurător. Dacă această alcătuire de 80 de miliarde de neuroni ni se pare extraordinar de complexă, cu cele peste 500 de mii de miliarde de conexiuni, gândiți-vă că o singură cărămidă care constituie acest creier, un singur neuron, este de o complexitate extraordinară, dacă el poate să aibă până la 1 milion de ferestre în membrana lui. Deci lucrurile sunt cifre pe care nu le putem micșora într-un mod subiectiv. Și este o viață pe care o avem la dispoziție și asupra căreia noi nu reflectăm suficient. Al doilea lucru extraordinar este însăși condiția noastră în această lume. Pentru că nu este vorba despre un univers fantastic doar, sau despre o lume vie care este de o complexitate extraordinară. Mai este ceva mai tare decât această uimitoare alcătuire. Este faptul că noi, ca făpturi foarte mici, pe un pământ insignifiant, dacă o luăm la scara universului, avem posibilități enorme de a ne bucura de acest univers. Mai întâi că îl putem percepe. Și cercetătorii care fac acest studiu al prezenței omului în univers constată ceva fabulos. Noi suntem cu dimensiunile noastre exact la jumătatea distanței dintre microcosmos și macrocosmos. Noi suntem aceia care putem construi dispozitive care să ne ajute să vedem foarte departe în univers,
până la margini. Și tot noi suntem capabili să construim acele dispozitive care văd până la marginile microcosmosului. Dacă noi am fi avut, ne spun specialiștii, dimensiunile unor furnici, noi n-am fi putut construi acceleratorul de particule de la Geneva, care să ne ajute să vedem până în abisul materiei și să construim dispozitivele acestea complexe care vizualizează coarcii, elementele fundamentale care intră în compoziția particulelor care alcătuiesc nucleele atomilor. Dacă n-am fi fost atât de mari și am fi fost mult mai mici, noi n-am fi putut să construim aceste observatoare astronomice sau radio-observatoare astronomice care reușesc să vadă până la distanțe foarte mari în univers. Noi suntem cu dimensiunile corpului nostru și cu capacitățile noastre de înțelegere exact în locul în care putem privi peste ambele margini ale micro și macrocosmosului până la capăt. Și avem și capacitățile de a construi matematici suficient de complexe care să descrie aceste procese. Suntem într-o condiție de un privilegiu năucitor. Și dincolo de percepție, avem și capacitatea de înțelegere, pentru că, iată, există foarte multe descoperiri care au o descriere de tipul cauză-efect și avem formule care pot să surprindă modul în care natura se comportă și ne putem construi dispozitive care să lărgească această sferă a percepției noastre. Nu doar că vedem cu cât văd ochii, vedem cu ceea ce ne așează în față dispozitivele tehnice, cu un telescop sau cu un microscop electronic sau cu un radiotelescop pot vedea foarte departe sau foarte adânc în microcosmos. Și lucrul acesta arată cât de puternică este capacitatea inginerească a omului și ce pătrunzătoare este mintea noastră. Și cum anume ceea ce descoperim funcționează. Deci avem o condiție uimitoare în lumea aceasta. Și nu doar că înțelegem matematica acestui univers, dar înțelegem și frumusețea acestui univers. Gândiți-vă la operele de artă, la compozițiile muzicale sau de artă plastică. Omul a fost dintotdeauna fascinat de frumusețea universului și universul niciodată, gândindu-ne aici și la bolta cerească și la lumea vie, niciodată universul sau creația lui Dumnezeu n-a fost epuizată în capacitatea ei de a impresiona spiritul omenesc. Și universul este de o frumusețe extraordinară. Și la întâlnirea cu această frumusețe, omul care este creator multiplică această frumusețe, adaugă acestei frumuseți propriile lui reflecții. Și el, zugrăvind frumusețea universului, se înfrumusețează pe sine. Și îi înfrumusețează și pe ceilalți care intră în contact cu opera lui. Este o creștere în frumusețe, fiecare crește pe celălalt. Și în felul acesta putem sesiza că avem un privilegiu suplimentar față de postura omului de știință care doar surprinde matematica acestei creații sau a inginerului care construiește. Fiecare are o postură sau un rol privilegiat, dar la acestea se adaugă și alte privilegii, posibilitatea de a ne bucura, de exemplu, de frumusețea universului, dar ne bucurăm și de fertilitatea acestei lumi, pentru că ne hrănim din ceea ce produce pământul. Pământul este acela care scoate și susține și întreține la viață milioane de specii, e același pământ, e același soare, e aceeași apă, cum ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, cum este și același Duh care pe toate le întreține și le susține în diversitatea lor. Dar mai mult de atâta, avem privilegiul de a pune semnificații pe lucruri. Vedeți, omul punând semnificații peste lucruri este mai tare decât ele. El nu este copleșit, nu rămâne înmărmurit și fără cuvânt în fața cerului,
spiritului este mai tare decât cerul, deși cerul are dimensiuni mult mai mari decât omul. Pentru că omul poate să facă poezie despre cer și în felul acesta l-a surprins, l-a fotografiat, a extras din el o lecție. Prin asta, spune Origen, omul este mai puternic decât creația, spiritul lui este mai tare decât acest univers copleșitor, pentru că prin spirit omul îl poate cuprinde și matematicianul îl cuprinde, pentru că sesizează legitățile acestui univers, dar și poetul îl cuprinde, pentru că poate să facă versuri despre acest univers. Asta înseamnă că omul este mai puternic decât realitatea când pune semnificații pe ea. Fără om, semnificațiile nu există. Și semnificația, atunci când este formulată de om, derivă dintr-o putere a spiritului peste această realitate. Atunci punem etichete, când ea nu ne domină cu totul. Și asta arată iarăși un privilegiu extraordinar. Dar mai mult decât atât, în experiența vieții noastre, putem trăi comuniunea cu celelalte subiecte, cu ceilalți oameni care împărtășesc cunoașterea de-a lungul timpului, citim cărțile lor și dobândim experiența lor de o viață în câteva săptămâni. Avem posibilitatea să ne îmbogățim reciproc enorm unii pe alții. Deși vorbim limbi diferite, ne putem înțelege pentru că există posibilitatea traducerii. Greu găsești oameni care să nu se înțeleagă cu un bun traducător. Asta înseamnă că avem experiențe care pot fi trecute de la unii la alții. E un privilegiu enorm să poți să fii în comuniune cu alții, ca să câștigi din experiența lor. Și trăind în comuniune, de fapt, trăiești mai multe vieți într-una singură. Cât de greu ar fi să imaginăm civilizația sau lumea fără această șansă a comuniunii dintre noi și a împărtășirii cunoașterii unii către alții. Ia să imaginăm o lume în care fiecare om își construiește propriul telefon mobil sau fiecare om își atinge expertiza lui de specialist prin propriile lui cercetări, neputându-se baza pe nimic din ceea ce au făcut înaintașii. Noi creștem, de fapt, pentru că suntem privilegiați de posibilitatea acestei comuniuni extraordinare și mai și iubim pe deasupra. Iubind oamenii, de fapt, și iubind modelele, noi avem o forță extraordinară de creștere. Toate acestea sunt privilegii formidabile pentru existența noastră. De câte ori reflectăm la asta? La faptul că putem înțelege, că putem percepe, că putem vedea toată această diversitate, că de fapt ne sprijinim pe tot ceea ce ne-au dat alții, că ne putem lărgi această sferă a înțelegerii sau a semnificației bucurându-ne de tot ceea ce fac ceilalți. Este o viață extraordinară, cu o diversitate extraordinară de fenomene, cu o frumusețe copleșitoare. Și aceasta s-ar adăuga, s-ar înmulți cu cealaltă. Pentru că cu cât universul se arată mai frumos, mai spectaculos, cu atâta condiția noastră este tot mai privilegiată, pentru că avem șansa acestei lumi. Și împreună ele fac ceva greu de suportat în materie de uimire. Peste toate, și a treia dintre cele care ne-ar putea stârni uimirea și care ne lasă fără cuvânt este revelația. Revelația este aceea în care Dumnezeu însuși se dezvăluie. Deci atunci când vorbim de creație, creația se dezvăluie. O putem vedea. Prin lumină vedem universul, prin cercetare și prin observație vedem universul lumii vii. În cealaltă situație, viața ni se dezvăluie, pentru că o trăim și o simțim, așa cum o simțim, chiar și superficial. Noi înșine putem verifica faptul că prin comuniune câștigăm foarte mult și suntem îndatorați prin tot ceea ce știm noi, tuturor celor dinainte,
care și ei au dus această luptă eroică pentru cunoaștere. Cu toții avem de câștigat din această experiență a comuniunii și experimentăm acest lucru, încât viața ni se dezvăluie, nu doar creația ni se dezvăluie, dar mai este ceva. A treia formă de experiență uimitoare este această experiență a descoperirii lui Dumnezeu. Și revelația ne arată, de fapt, că Dumnezeu ni se dezvăluie și prin creație, și prin experiența de fiecare zi pe care o avem în lume. În experiența revelației, de fapt, constatăm că peste tot se descoperă Dumnezeu. Și atunci când e vorba de creație, și atunci când e vorba despre viața ca atare. Iar în experiența revelației ca factor, ca vector, ca forță de trezire a uimirii noastre, lucrurile sunt mai copleșitoare decât cele despre care spuneam. Pentru că nicăieri, niciuna din religiile lumii nu se vestește cu atâta apăsare și cu atâta lumină și bucurie un adevăr de credință la care nu s-a ridicat nicio imaginație a cuiva vreodată. De asta Sfântul Apostol Pavel spune că întruparea este nebunie și sminteală pentru evrei și pentru greci, pentru că era imposibil ca cineva din lumea greacă, de exemplu, să imagineze că Logosul se poate face trup, adică Creatorul se face creatură. Ori noi, tocmai acest lucru trebuie să-l asimilăm ca realitate. Și dacă nu ne-a tăiat respirația Universul, deși ar avea toate motivele să o facă, dacă nu ne-a șocat însă și experiența vieții, așa cum s-a întâmplat în cazul multora care simțind, având această descoperire a vieții extraordinare, au lăsat totul și s-au dus undeva în munți ca să mediteze la această viață spectaculoasă. Dacă nouă nu ni s-a întâmplat asta, greu ne va fi să asimilăm realitatea întrupării lui Dumnezeu, Fiul, fără să fim șocați. Gândiți-vă că tot acest univers despre care spuneam că este gigantic, are un creator. Și creatorul nu este oricum, nu este o forță impersonală, este bun. Grecii au spus despre Zeu că este bun, Platon a insistat asupra acestui lucru. Multă metafizică greacă a strălucit prin descoperirea aceasta că Zeul este bun și asta pentru că peste tot unde privim, vedem bunătate. Pământul este bun cu noi, copacii sunt buni cu noi pentru că ne dau roade care ne ajută să trăim. Cerul este bun cu noi pentru că ne invită la metafizică, soarele este bun cu noi pentru că ne încălzește. Iarna este bună pentru că odihnește pământul. Mama este bună cu copiii ei. Copiii sunt buni cu părinții lor. Până ne strică păcatul, toate sunt bune. Grecii, văzând aceste lucruri, au spus, Zeul trebuie să fie bun. E prea multă bunătate ca să o originăm în haos. Nu există niciun scenariu mai optimist despre această lume copleșitoare decât să fie pusă pe seama unui creator care este bun. Nu există niciun scenariu pe care omul să-l poată imagina și să fie mai luminos decât acesta, că la baza întregului univers stă un creator bun. E bine, revelația depășește această descoperire pe care au făcut-o grecii. Nu doar că Dumnezeu este bun, Dumnezeu este iubire. Dumnezeu e trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care se iubesc din veșnicie și care din veșnicie plănuiesc să facă lumea. E o nebunie. Cum să așez tot Universul, 92 de miliarde de ani lumină, în autoriatul unui Dumnezeu care este iubire din veșnicie? Cum să fie iubirea mai veșnică decât Universul?
mai mare decât Universul. De aceea scenariul grecilor cu Dumnezeu cel bun a fost depășit. Revelația ne spune că mai cuprinzătoare decât această imensitate a spațiului cosmic, mai profundă decât ordinea din microcosmos, mai complexă decât lumea vie, mai departe de a fi înțeleasă desăvârșit, adică incomprehensibilă, apofatică, mai departe decât toate acestea pe care le vedem sau le imaginăm sau le descriem, este iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu din iubire a făcut această lume. Nu există nicio idee mai nebună, mai frumoasă, mai optimistă, mai plină de nădejde. În tot ce s-a scris, în tot ce s-a imaginat și în ce s-ar putea imagina în lumea aceasta, în legătură cu viața și cu creația. Și ca să nu fie totul, Dumnezeu nu doar că s-a descoperit prin revelație în Sfânta Scriptură și prin profeți, la sfârșitul acestei lucrări de descoperire a venit personal și s-a născut prunc. Mai are rost să vorbim de aici încolo cum să-ți imaginezi că Fiul lui Dumnezeu, prin care s-au făcut toate și pentru care s-au făcut toate, stă prunc într-o iesle, într-o peșteră, într-un punct din acest pământ infim care este scufundat într-un univers care este copleșitor, venind pentru om să împărtășească această iubire, să-l întărească cu această iubire lucrătoare, să-l mântuiască de rău și să-i dea șansa vieții veșnice. Spuneți-mi dacă veți găsi vreodată vreo idee mai nebună. De aceea, cumva, apostolii urmându-i lui Hristos ar fi putut în orice clipă să spună e prea mult să spunem lumii aceste lucruri. Nu ne va crede nimeni. Dar dacă cercetăm, de fapt, cu amănuntul toată această lucrare extraordinară a lui Dumnezeu, vom descoperi că are logica ei ascunsă care cuprinde, de fapt, toată realitatea. De ce să vină Dumnezeu aici, pe pământ, și să se întrupeze făcându-se om ca noi, noi fiind făpturi atât de neînsemnate? Nu, noi nu suntem neînsemnate. Noi suntem sarea pământului, în sensul că viața omului și această făptură capabilă de raționalitate este miezul acestui univers. Nu suntem noi cei care descriem universul, care înțelegem universul, care descriem complexitatea lumii vii și microcosmosul. Nu avem noi puterea aceasta să înțelegem. De aceea a venit la noi. Pentru noi este lumea. Păsările nu-și dau seama de complexitatea acestei lumi. Asta ne spune Părintele Dumitru Stăniloae, numai omul își dă seama de această realitate, numai omul este puternic în atât de mult încât să pună semnificație pe lucruri. Asta înseamnă că universul este pentru om, nu omul este pentru univers. Și pentru om a venit Hristos în lume. Și omului a dat Dumnezeu acest chip al său cunoscător și capabil de rațiune, și se vede lucrul acesta. Dar nu pentru a descrie universul doar, ci pentru a-L vedea pe Dumnezeu ascuns în univers. Și de aceea știința cumva se continuă cu experiența mistică a vederii lui Dumnezeu dincolo de ceea ce se descrie științific cu privire la lumea sensibilă. Noi putem face asta ca oameni, pentru că înțelegem, pentru că percepem și pentru că punem semnificații pe lucruri. Și pentru că arătăm deja prin Spirit o putere mai mare decât Universul, pentru că îi dăm semnificații. Și având această putere pătrunzătoare, îl putem vedea pe Dumnezeu dincolo, dacă Dumnezeu ni se descoperă. Și aceasta face revelația, de fapt. Deci Dumnezeu însuși se dezvăluie și nu doar că se dezvăluie pe sine, se naște prunc în iesle și ni se arată nouă oamenilor.
arătând o bunătate la care grecii nu s-au ridicat, nu și-au putut imagina o astfel de bunătate, într-atât de mare încât Cel care este Duh, care este desăvârșit, se face trup și trece prin experiența acestei lumi și acestei vieți, care este umbrită de moarte și El însuși trece prin această moarte pentru iubirea de oameni. Și aici sunt amestecate mai multe lucruri care sunt uimitoare. Pe de o parte, la baza Universului este un Dumnezeu iubitor, care este comuniune de persoane, nu este un singur Dumnezeu, care este în solitudinea Lui. Părintele Dumitru Stăniloae spune în repetate rânduri, nici nu se putea ca în universul acesta să avem atâta frumusețe și el să fie realizat de o solitudine, de o persoană care a stat în singurătate atâta vreme. Nu se putea să vedem în natură atâtea dovezi de solidaritate între specii și să imaginăm că această solidaritate între specii și între exemplarele aceleași specii, această viață care este strânsă ca o horă, să fie realizată de cineva care a trăit veșnic în singurătate. De fiecare dată, ne spune Părintele Stăniloae, când vedem că mama are grijă de pui, pisica are grijă de pui, găina are grijă de pui, vedem, de fapt, grija ca semnătura lui Dumnezeu, care a experimentat în sine din veșnicie această grijă. Pentru că un autor, când face o operă, își pune experiența lui în acea operă. Și bunătatea lui Dumnezeu se vede în multiple forme și revelația ne ajută să descoperim acest lucru. Pe de o parte, vedem frumusețea lui Dumnezeu și înțelegem că derivă din frumusețea Creatorului. Pe de altă parte, vedem darul vieții și al înțelegerii și înțelegem că derivă din viața lui Dumnezeu, care a fost și nouă dată întrucâtva, și vedem bunătatea lui Dumnezeu pentru că ni se arată. Scriptura este ca un fel de abecedar al celui care vrea să conducă prin lumea aceasta, găsindu-L pe Dumnezeu, fără să încalce regulile de circulație duhovnicească. Și Scriptura este dată ca să ne ajute pentru așa ceva. Și ea ne duce încet, încet la evenimentul nașterii. Iar nașterea ca prunc a Fiului lui Dumnezeu e ceva ce copleșește cu totul această descoperire în cascadă de frumusețe uimitoare, de complexitate uimitoare, care este copleșitoare, care sunt copleșitoare și care lasă fără cuvânt. La sfârșit, Dumnezeu însuși ne copleșește făcându-se prunc. În versetul 11 din Evanghelia lui Matei, mă apropii de final, ni se prezintă întâlnirea pe care Hristos, Domnul prunc a fiind, o are cu cei trei magi. El fiind prunc în iesle, Maica Domnului fiind cu el. Și versetul 11 ne spune așa în Evanghelia lui Matei, în capitolul al doilea, intrând acești magi, l-au văzut pe prunc și pe Maica Domnului și căzând la pământ, vom reface referire imediat la acest lucru, s-au închinat lui și deschizând visteriile, i-au dat aur, tămâie și smirnă, ca daruri. Deci au căzut la pământ, s-au închinat și deschizând visteriile, i-au dăruit daruri. Și asta toate s-au întâmplat după ce au văzut, că l-au văzut pe el. Au văzut mai întâi steaua și după aceea l-au văzut pe el. Aceste trei caracteristici care se întâmplă după vedere ne arată ce înseamnă de fapt și cum se traduce uimirea în comportamente. Uimirea este un modificator comportamental. Medicii vorbesc despre uimire ca un fel de booster cognitiv. Booster înseamnă un fel de injecție
care crește calitatea vieții interioare. Sentimentul că trăiești este intensificat la maximum atunci când ești uimit. Și având în vedere impactul extraordinar al uimirii asupra sănătății, că este reglator al răspunsului imunitar, reduce inflamația și îmbunătățește răspunsul imunitar și are un efect tonifiant asupra nervului vag și este cardioprotectoare uimirea. Având în vedere impactul benefic asupra sănătății, putem înțelege că noi suntem făcuți să ne uimim. Și că o viață autentică este o viață trăită sub presiunea uimirii continue și ea există ca realitate posibilă. Pentru că insectele sunt aici, cerul este deasupra capului, avem nevoie doar de o întoarcere a privirii, de orientare a percepției noastre și de reflecție. Pentru asta ne trebuie să ieșim din priza acelei vieți grabnice de care spuneam. Și aceste trei caracteristici care sunt posibile după ce l-au văzut, căzând la pământ, s-au închinat și deschizând visteriile, au oferit aur, tămâie și smirnă, ne sugerează de fapt atunci, în versetul acela, ceea ce știința astăzi descoperă cu privire la efectele uimirii asupra noastră. Dar să rămânem aici pentru încă o clipă. Sfântul Isaac Siru, știind în duh toate acestea și văzând creația și văzând forfota vieții și văzând frumusețea oamenilor, văzând toată această viață splendidă și văzând coborârea lui Dumnezeu la noi, a spus așa, într-o carte minunată, care este aici Cuvinte către Singuratici: vai nouă, de ce contemplare ne lipsim prin nepăsarea noastră? Vai nouă, de ce contemplare ne lipsim prin nepăsarea noastră? Aceasta este avertizarea pe care o face omul duhovnicesc cu referire la noi toți care trăim în lume și ratăm momente extraordinare de viață, ratând întâlnirea cu copiii noștri, cu persoanele pe care le iubim, cu frumusețea grădinii, cu frumusețea bolții înstelate, cu momentele extraordinare de bucurie împreună. Ratăm foarte multe din aceste lucruri care țin de frumusețea creației sau de darul vieții, dar mai ales ratăm marile sărbători în care Dumnezeu coboară la noi de o manieră copleșitoare. Viața s-ar resimți consistent de pe urma receptării acestor bucurii. În fine, cercetările recente ne spun așa: noi, în mod obișnuit, avem ceea ce se numește un fel de sine implicit. Sinele nostru implicit este caracterizat de câteva trăsături forte. Sentimentul că suntem diferiți față de ceilalți. Nu suntem ca ceilalți, suntem diferiți. Când ne întâlnim cu cineva, avem sentimentul că e potrivit să ne gândim mai ales la ce avem noi în plus față de celălalt. Ce experiență avem noi față de celălalt. De ce suntem noi mai buni decât celălalt într-o anumită privință. Acesta este o manieră de manifestare a acestui sine implicit. Simțim că este important să fim independenți față de ceilalți. Acesta este sinele implicit. Nu vrem să depindem de cineva, ne obosește să depindem de cineva. Părinților le este greu să depindă de copii, copiilor le este greu să depindă de părinți, mai ales la adolescență. Angajații nu vor să depindă de șef, elevii nu vor să depindă de profesori. Noi nu vrem să depindem, vrem să fim independenți. Sinele implicit mai are această caracteristică, vrem să fim în control. Noi vrem să controlăm viața noastră, să avem stăpânire pe viața noastră. Să luăm decizii și aceste decizii să fie hotărâte 100% de noi, să nu ne influențeze cineva sau, mai grav, să ne constrângă cineva
să ne controleze cineva pe noi. Noi nu vrem să fim controlați de nimeni. Acesta este sinele implicit. În general, ne orientăm spre un avantaj. De multe ori luăm întâlnirea cu cineva ca un fel de concurență și tendința este să vedem care sunt avantajele pe care le-am putea extrage de pe urma acestei concurențe. Și ne orientăm spre creștere, că este din individualism, din materialism sau dintr-o dorință reală de prosperitate, suntem orientați spre creștere. Rar găsim, atunci când oamenii sunt în modulul acesta al sinelui implicit, rar găsim persoane care să spună, îmi ajunge cât am, mulțumesc de Dumnezeu pentru cât am. Autorii care au cercetat uimirea au observat ceva formidabil. Când un om se uimește, acest sine implicit slăbește foarte mult. Se diminuează acest sine implicit. Și sunt cercetări pe care le-a făcut unul din autorii cunoscuți, Dacher Keltner, care a studiat și efectele puterii asupra psihismului omenesc. Începând cu 2010, a studiat impactul uimirii asupra stărilor noastre emoționale și asupra conduitelor noastre. Și descoperirile sunt extraordinare. Și aici răspundem la cea de-a doua întrebare, care de fapt era prima în ordine cronologică. De ce merită să ne uimim? Uimirea ne face mai buni. Uimirea ne face mai duhovnicești, mai spirituali. Și el a făcut câteva experimente care au scos în evidență acest lucru. I-a pus, de exemplu, pe niște studenți să privească un peisaj impresionant din Colorado. Sunt acele peisaje pe care noi le putem vedea în filmele western. Și după aceea i-a pus pe studenți, el și echipa lui, să se deseneze pe ei într-o planșă unde era reprezentat soarele. Și pe alți studenți i-a pus să stea pe o bancă undeva într-un loc, într-o piață, și iarăși i-a pus pe studenți să se deseneze pe ei pe o planșă identică unde era reprezentat soarele. Ce a observat a fost că cei care au văzut peisajul extraordinar al naturii s-au reprezentat pe foiță foarte mici. Cei care s-au desenat pe ei înșiși în piață fiind, s-au reprezentat mult mai mari. Și constatarea corelează și cu alte observații, și anume că atunci când suntem în fața unui lucru măreț, noi ne simțim mici. Acesta este primul beneficiu al uimirii, ne simțim mici. Asta e un început de smerenie. Mari sunt lucrurile lui Dumnezeu, copleșitoare sunt lucrurile lui Dumnezeu. Cine sunt eu? Ce pot eu să înțeleg? Și care este beneficiul imediat al faptului că mă simt mic? Nu mă mai dau mare față de cei din jurul meu. Când mă simt mic, sunt odihnitor pentru ceilalți. Ajung să fiu odihnitor pentru cei din jurul meu, tocmai pentru că mă simt mic. Nu mă mai impun față de cei din jurul meu. Eu însumi mă simt un învățăcel, un elev, un debutant în fața unui univers copleșitor. Mici s-au simțit și magii când l-au văzut pe Hristos, au căzut la pământ. Vedeți cum uimirea îl face pe om să se simtă mic. Noi de asta ne închinăm în biserică cu fruntea până la pământ. Noi suntem mici înaintea lui Dumnezeu. El este acela care se coboară. Și cu cât un om este de mai mare noblețe sufletească, cu atâta se consideră mai mic, cu atâta se smerește mai ușor și nu este dificil să se închine în fața lui Dumnezeu. Nu? O altă explorare a uimirii a scos în evidență faptul că atunci când cineva are parte de ceva măreț, nu mai are sentimentul controlului 100% asupra vieții sau asupra realității. Și
se simte apropiat de ceilalți, are tendința să se simtă parte din ceilalți, asemănător cu ceilalți, nu diferit de ceilalți. În condiții asemănătoare, studenții aveau tendința să se caracterizeze pe ei ca fiind studenți, ca fiind oameni și având sentimentul că nu controlează totul. Lucrurile acestea sunt de mare folos pentru că atunci când simțim că nu controlăm totul, ne dăm seama că facem parte din ceva mai larg. Nu putem să dominăm istoria, că ne naștem într-un loc, într-o anumită familie, avem o anumită responsabilitate, purtăm un jug, nu-l putem da de pe umerii noștri jos când vrem noi. Această stare de ascultare față de locul unde ne-am născut, față de neamul în care ne-am născut, arată că nu controlăm totul, nu? Și apartenența și asemănarea cu ceilalți este fundamentală pentru că asta ne unește cu toți. Și aceasta este prezentă în text pentru că magii s-au închinat toți trei. Nu s-a simțit vreunul diferit de ceilalți. Toți trei au călătorit, au făcut această activitate de închinare împreună. Vedeți, sentimentul apartenenței și a faptului că nu au control. În momentul în care ne închinăm cu fața la pământ, că așa zice, căzând la pământ sau închinat, noi recunoaștem că nu avem controlul, altcineva controlează. E ceva mult prea mare deasupra minții mele sau deasupra sufletului meu ca eu să pot să integrez, să metabolizez, să decid, să hotărăsc și să fiu eu însumi la hățurile vieții mele. Medicina ne vorbește despre faptul că atunci când cedăm controlul, se reduce stresul. Când nu ne mai simțim responsabili pentru tot ceea ce se întâmplă și descărcăm totul în grădina Maicii Domnului, stresul nostru a scăzut considerabil și spunem, Doamne, ajută-ne! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi din nevoi și din necazuri. Și în felul acesta noi ne descărcăm de tot ceea ce nu vrem să controlăm cu tot din adinsul, pentru că este cu neputință să facem asta. De aceea studiile pe care le-au făcut medicii, de exemplu Harald Koenig în anii 90-2000, au scos în evidență că toți oamenii practicanți ai spiritualității creștine au un nivel de stres mai scăzut, o mortalitate mult ameliorată și o condiție de viață mai bună până la vârste foarte înaintate, tocmai pentru că reușesc să descarce tot ceea ce nu pot controla. A treia chestiune extraordinară care este iarăși prezentă în text este generozitatea. Dacher Keltner și cu alți autori au făcut aceasta. Este o autoare, Stellar, care l-a ajutat în niște studii, au încercat să vadă dacă pus în fața unui peisaj extraordinar sau unei frumuseți extraordinare, oamenii sunt mai generoși și au obținut aceste lucruri. I-au pus pe studenți să fie parte dintr-un joc și cine câștiga mai multe puncte avea șansa să câștige mai mulți bani. Și la un moment dat, în joc, a fost organizată o sesiune în care fiecare putea dărui puncte celorlalți. Și studenții care au fost parte la o experiență copleșitoare, care au văzut la televizor diverse cascade, munți, peisaje importante, copleșitoare, impresionante, au dăruit mai mult de jumătate din punctele lor, străinilor cu care jucau. Și de aici concluzia specialiștilor că uimirea ne face generoși. Când suntem uimiți, nu mai punem preț pe lucruri, ne dăm seama că frumusețile sunt extraordinare și aceste frumuseți din afara noastră nu le putem cumpăra, dar nu ni le poate lua nimeni. Noi suntem deja bogați prin ele. Și acest lucru îl regăsim în Evanghelia lui Matei, în capitolul al doilea, în versetul al 11-lea, pentru că ne spune că magii, după ce au căzut cu fața la pământ, s-au simțit mici, s-au închinat. Asta înseamnă că nu mai aveau controlul și împreună, făcând asta, s-au simțit parte dintr-o comunitate. Au deschis visteriile și au dăruit aur
tămâie și smirnă. Deci au fost generoși, au dat tot ce aveau ei mai bun la întâlnirea cu Dumnezeu. Vedeți, universul este o școală, dacă ne uimește, să fim generoși, să nu fim în control, să nu avem sentimentul că noi suntem diferiți față de ceilalți, ci suntem parte dintr-o umanitate extraordinară. Și lucrul acesta arată de ce lumea este frumoasă, ca să ne uimim. De ce să ne uimim? Ca să creștem în generozitate. De ce? De ce așa? Pentru că așa ne vrea Dumnezeu. Nu? Știți că există experiența aceasta a efectului panoramic. Au fost oameni care 15 ani s-au pregătit să devină cosmonauți, s-au urcat în naveta spațială, au ajuns în jurul Pământului și au avut o revelație acolo, privind totul de la distanță. S-au dat seama că Pământul este ca o picătură de apă și noi trebuie, suntem obligați de conștiință să trăim într-o solidaritate formidabilă, în care nimic să nu ne despartă, pentru că Pământul este un miracol în univers. Și au venit jos la sol și au abandonat cariera de astronauți după 15 ani de pregătire. După primul zbor au abandonat-o și s-au făcut membri voluntari în organizații umanitare, plecând în Africa să-i ajute pe semenii lor. Acest overview effect, efectul de panoramă, arată ce înseamnă să privim lumea de la distanță și de câtă generozitate dă seama uimirea pe care ne-o produce lumea, dacă noi o privim cum trebuie. Și alte lucruri, ca să închei, au mai scos la iveală aceste cercetări. Uimirea ne face să extindem cercul iubirii noastre. Ne simțim cu un atașament mai mare pentru tot mai mulți oameni. Pe măsură ce ne crește uimirea, ne simțim tot mai parte, mai în proximitatea, mai în vecinătatea unor oameni din ce în ce mai mulți și mai puțin cunoscuți, lărgindu-ne acest suflet care începe să-i prindă pe toți, să-i invite pe toți în viața noastră. Uimirea ne crește sentimentul unității, adică al coresponsabilității mele față de tot ce se întâmplă în jur. Uimirea este aceea care crește puterea de sacrificiu. Au fost experimente care au arătat că uimirea îl face pe om să tindă spre a oferi ceva din ceea ce îi aparține lui în mod personal, nu din ceea ce a câștigat, cum este în cazul generozității, ci din ceea ce este a lui cu adevărat și îi aparține. Și în fine, uimirea energizează gândirea. Uimirea este un fel de medicament care crește dispoziția cognitivă și emoțională pentru a face lucruri bune, pentru a face multe lucruri bune pentru ceilalți. De aceea, cumva, momentul acesta al nașterii Mântuitorului poate reprezenta o clipă de invitație pentru ceea ce ne spune psalmistul în psalmul 45, opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Ca să ne putem bucura de uimirile acestea pe care lumea ni le oferă, viața ni le oferă, revelația ni le oferă, sărbătoarea nașterii ni le oferă, din plin, copleșitor. Trebuie să ne oprim, să ne oprim din graba despre care vorbeam la început, din felul acesta obișnuit de a trăi în priza lumii, pentru că avem nevoie de câteva clipe de răgaz ca să ne putem acorda ochii și să vedem toate aceste lucruri extraordinare. Înmulțindu-le, ajungem, de fapt, la stupoare, la cub. Frumusețea creației, extraordinarele privilegii ale vieții și faptul că așa cum suntem mici, păcătoși, limitați, nu doar că avem posibilitatea să cunoaștem această lume sau să ne bucurăm de viață semnificând lucrurile, dar însuși Dumnezeu se deschide și se descoperă și vine la noi prunc ca noi să ne apropiem de Dânsul și iubindu-L ca prunc mai întâi să-L iubim apoi ca Fiul al lui Dumnezeu și să-I urmăm în această viață, împlinind toate aceste invitații la uimire, cu creșterea în virtuți și cu viața de sfințenie. Mulțumesc!